Hei, salut, sunt Silviu și în acest episod special de Crăciun vom face împreună un cocktail tradițional american și anume Eggnog, cunoscut la noi sub denumirea de lichior de ouă. Lichiorul de ouă este un cocktail foarte consumat în preajma sărbătorilor de iarnă și există nenumărate rețete cu acesta. Dar astăzi îți voi prezenta o rețetă extraordinar de simplă și gustoasă care este gata în doar 5 minute, mai repede decât orice prăjitură. Această rețetă o vom prepara în blender și pentru o textură cremoasă avem nevoie de lapte, frișcă lichidă și ouă. O vom îndulci cu zahăr și o vom aromatiza cu extract de vanilie, scorțișoară și nucșoară praf. În lichiorul de ouă puteți folosi ca și alcool bourbon, coniac sau rom învechit. Pentru rețeta de astăzi am ales Havana Club de 7 ani, datorită notelor de fructe tropicale, cacao și vanilie pe care le regăsim în acest rom învechit. Această rețetă necesită ouă crude. Dacă vă faceți griji în privința bacteriilor, ar trebui să știți că alcoolul le distruge. Toate aceste ingrediente se vor transforma într-un cocktail corpulent și delicios cu iz de desert, numai bun de savurat în perioada sărbătorilor de iarnă. Recomandarea mea, pregătiți o cantitate mai mare și păstrați-o la frigider până la 3-4 zile. Delicios, dar totuși ține cont că este o mică bombă calorică. Dar la cum a arătat anul 2020, asta nu ar trebui să fie o problemă. Sărbători fericite! Și nu uita, sunt Silviu, tipul care te învață ce și mai ales cum să bei Crăciunul acesta.